Ferici neguri dese, iată dulcea stea, fiei străinătate, iată țara mea. Iubită și apreciată, extraordinară actriță de comedie a teatrului și filmului românesc, Draga Olteanu Matei s-a născut în București pe 24 octombrie 1933, cu un palmares de invidiat, conținând 90 de filme, 50 de piese de teatru și 100 de roluri în televiziune. Actrița ne-a încântat, ne-a făcut să zâmbim, ne-a respectat și s-a respectat, croindu-și o carieră strălucită la care alții ar putea râvni. Sex și baladă! Mă tângui pe englezește și mă dezbrăc pe românește. Când e ta face o rece scenografie, ceva stână, faină, că măgari văd că ai destui. Vârși și ceva miore de cele, dar mai cu sclipiciuri așa, la care le-or fost ursătoarele, stripteze, baxamă. Și dumneata te faci un cioban și-mi cânti la fluieră fain din sintetizator. Și eu minte-mi și încep să mă dezbrăc. Până aici. În film, cu un temperament mai aproape de cel masculin, ca în Toamna Bobocilor și Iarna Bobocilor, alături de Marin Moraru, ori haioasă ca în Acțiunea Autobuzul cu Jean Constantin partener, Draga Olteanu n-are cum să nu-ți smulgă zâmbetul, să-ți alunge măcar pentru un timp grijile și să-ți sublinieze că ea, comedia, a existat pentru ca Draga Olteanu să se nască. Mai puțin, da, silica cine? Ai, da, Pelagia. Să știi că te dușmănești. Tomăicuță, hai! Ia! Ia de... Hai, lasă-mă, mă, nu mă surzi! Ia de palma încoace să-ți ghecească baba! Interzis ghicitul în mașina! Lasă-mă, vom pace, ce te bași tu? Lasă-mă că o vorbesc acelea cu măicuța! Ia-te-te la ea! Cu talentul său deosebit, Draga Olteanu și-a construit o carieră de excepție, una la care alți actori râvnesc. Pentru acest lucru, artista româncă a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc. Tot reputata actriță s-a bucurat de primirea unei stele pe Walk of Fame, prilej cu care a declarat că va continua să susțină starea de bine a spectatorilor săi. După Dumnezeu, vă mulțumesc tuturor dumneavoastră, cei care ați venit aici și cei care nu sunt aici, pentru că datorită dumneavoastră eu am fost actriță. Datorită dumneavoastră m-am străduit din toată inima să vă bucur și să vă urez, să vă susțin starea de bine. Atât cât voi mai fi în viață, voi face în continuare același lucru. Am venit în weekend de holiday cu husbandul meu la ficiorul nostru în Popești, că am zis că să-i dăm și lui o mână de ajutor la lucrările agricole. Am o astă seară, ne adunăm tot staful, corveniți și nașii, cu nașa tânără de la București, ca să facem un briefing fair play la summit, să hotărâm dacă să ne apucăm de arat ori să ne apucăm de SRL-ul.